Vă invit să deschideți Evanghelia după Matei, capitolul 3, pagina 925, de unde voi citi primele 12 versete din propovăduirea lui Ioan Botezătorul. Matei, capitolul 3, începând cu versetul 1. În vremea aceea a venit Ioan Botezătorul și propovăduia în pustiul Iudeii. El zicea: Pocăiți-vă, căci împărăția cerurilor este aproape. Ioan acesta este acela care fusese vestit prin prorocul Isaia când zice: Iată glasul celui ce strigă în pustiu: Pregătiți calea Domnului, neteziți cărările. Ioan purta o haină de păr de cămilă și la mijloc era încins cu un brâu de curea. El se hrănea cu lăcuste și miere sălbatică. Locuitorii din Ierusalim, din toată Iudeea și din toate împrejurimile Iordanului au început să iasă la el. Și, mărturisindu-și păcatele, erau botezați de el în râul Iordan. Dar când a văzut pe mulți din farisei și din saducei că vin să primească botezul lui, le-a zis: Pui de năpârci, cine v-a învățat să fugiți de mânia viitoare? Faceți dar roade vrednice de pocăința voastră. Și să nu credeți că puteți zice în voi înșivă: Avem ca tată pe Avram. Căci vă spun că Dumnezeu din pietrele acestea poate să ridice fiii lui Avram. Iată că secura a și fost înfiptă la rădăcina pomilor. Deci orice pom care nu face rod bun va fi tăiat și aruncat în foc. Cât despre mine, eu vă botez cu apă spre pocăință, dar cel ce vine după mine este mai puternic decât mine. Și eu nu sunt vrednic să-i duc încălțămintea. El vă va boteza cu Duhul Sfânt și cu foc. Același are lopata în mână. Își va curăța cu desăvârșire aria și își va strânge grâul în grânar. Dar pleava o va arde într-un foc care nu se stinge. Amin. Reașezați-vă. Prima cântare care s-a cântat după începerea slujbei spunea că un om fără de Domnul este un pom neroditor. Alături de cuvintele acestui mare predicator și evlavios și înfocat, ne amintim și de pilda Mântuitorului din Luca în capitolul 13, când el spunea că un om avea în via sa un smochin care nu aducea rod. An după an, stăpânul acestei vii, văzând că nu aduce rod, a zis vierului: Taie-l, la ce să mai cuprindă pământul degeaba? Dar vierul i-a zis: Stăpâne, mai lasă-l și anul acesta, o să mă îngrijesc de el, o să-l sap, o să-i pun gunoi la rădăcină. Poate că anul ăsta va duce rod. Adevărul este, dragii mei ascultători, frați, surori sau prieteni, copii chiar, că nu suntem decât niște copaci în area stăpânului nostru. Noi suntem niște pomi care ne aflăm în teritoriul, în grădina lui Dumnezeu. Asta este un mare privilegiu. Ori de câte ori ieși, să știi că Dumnezeu este cu privire pe tine. Când pleci sau când vii, când stai acasă, zice în Psalmul 139, înainte să mă ajungă cuvântul pe buze, Tu, Doamne, îl cunoști în totul. Știi când mă ridic și știi când mă culc, când mă așez. Dacă m-aș duce la marginea mării, și acolo mâna Ta mă va călăuzi și brațul Tău mă va apuca. Dacă voi zice, cel puțin întunericul mă va acoperi și se va face noapte lumina din prejurul meu, iată că nici întunericul nu este întunecos pentru tine, ci noaptea strălucește ca ziua și întunericul ca lumină. Este un har să știi că oriunde ești, e sub privire lui Tata, a lui Dumnezeu. Dar ce ai, Doamne, cu noi de tot timpul ai îndreptate privirile asupra noastră? Ne iubește. Oriunde am fi, pe el îl interesează unde suntem. Așa ca și un tată care, dacă știe că trebuie să vină copilul acasă, ei mea se îngrijorează și îl caută cu privire dacă trebuie să fie pe stradă, poate la telefon. Așa e Dumnezeu. Tot timpul are ochii îndreptați asupra noastră. Suntem în grădina lui Dumnezeu. Și zice Biblia că El este Domnul Iisus Hristos, cel care urma să vină după Ioan Botezătorul, el era făcut responsabil de Dumnezeu cu întreținerea acestei grădini. Deci el își are lopata în mână și își va curăci cu desăvârșire aria. Grâul va strânge în grânare, iar plava o va arde într-un foc ca nu se stinge. La rădăcina fiecărui pom, zice aici Ioan Botezătorul, este înfipt o săcură pregătită să-l taie în cazul că acel pom nu aduce roadă.
Mi-aduc aminte, nu știu dacă v-am spus, dar o spun acum dacă mă repet, oricum biserica din Adelaide este a doua biserică în care predic cel mai des după Betel, la care eu aparțin. În Ioan, în capitolul 2, zice Biblia acolo că la un moment dat a venit Natanael la Domnul, convins de fratele său, de Andrei, de prietenul său, să vină să-l caute pe Domnul. Și când l-a văzut Domnul de departe, Filip l-a adus pe Natanael, zice Biblia, Domnul i-a zis, iată cu adevărat un israelit în care nu este vicleșug. De unde mă cunoști? L-a întrebat Natanael. Drept răspuns, Iisus i-a zis, te-am văzut mai înainte ca să te cheme Filip, când erai sub smochin. O zisem undeva că, știți, după ce aude aceste cuvinte, Natanael spune, Rabi, tu ești Fiul lui Dumnezeu, tu ești Împăratul lui Israel. Și am auzit o explicație tare interesantă. De ce Natanael și-a dat seama că în fața lui nu era doar un mare învățător care se ridicase în Israel, ci chiar era Rabi, era învățătorul promis de proroci, de Dumnezeu prin proroci. Era prorocul promis de Moise care a zis, se va ridica, Dumnezeu va ridica din mijlocul vostru un proroc ca mine, de el să ascultați. De unde și-a dat seama Natanael de acest lucru? Se spune că atunci când Irod și-a trimis soldații la Betleem să ucidă pe toți copiii sub 2 ani, care se afla în regiunea Betleemului, în Betleem și în cetățile din prejur, ca să se asigure că moare și Mesia, împăratul născut de curând al iudeilor, cum i s-a spus de către magi, se spune că Natanael avea sub 2 ani și mămica lui, ca să-l protejeze de sabe acestor soldați cruzi al lui Irod, l-a ascuns sub un smochin. Doar ea și copilașul a studiat acest secret al vieții lui. Mergea mereu să-l alimenteze, să îi poarte de grijă de cele necesare, dar tot timpul ținea acolo ascuns, nu cumva cineva să aibă secret. Nu numai soldate, ci și mamele invidioase, știți cum a făcut femeia din Vechiul Testament cu Solomon. Când a aflat că copilul este mort, a vrut să moară și copilul prietenei sale. Așa că mama aceasta a ținut acest secret care l-a mărturisit lui Natanael. Și acum Natanael se întâlnește cu Mesia, cu Iisus, care îi spune Natanael. Când Natanael întreabă, dar tu de unde mă cunoști? De unde știi că în mine nu este vicleșug? Auzi, Natanael, știi de când te-am văzut? Înainte să te fi chemat Filip, te-am văzut când erai sus mochin. Și când i-a descoperit acest secret, a capitulat Natanael. Nu-și mai întreba dacă iasă ceva bun din Nazaret sau nu. Tu ești Mesia, tu ești prorocul cel venit în lume. Și Domnul zice, pentru asta ai crezut. Vei vedea lucruri mai mari. Nu a spus apostolul Pavel în Corinteni că dacă sunt proroci în mijlocul nostru, proroci de la Dumnezeu, când intră un necredincios, tainele inimii lui sunt date pe față. Adică lucruri de care nu știe nimeni și n-are de unde să știe. Dacă îi sunt descoperit, omul respectiv, zice Biblia, se aruncă cu fața la pământ și recunoaște, Dumnezeu este în mijlocul vostru. Dar ce ai, Doamne, cu Natanael de-l urmărești sub smochin, când avea mai puțin de 2 ani? Cum spune Psalmul 8, ce-i fiul omului ca să-l bage în seamă? Ce este omul ca să te gândești la el? Suntem niște copaci în via sa. Ne-a plantat Dumnezeu pe teritoriul său. Suntem copiii lui Dumnezeu. De în el ne tragem, cum spunea apostolul Pavel, suntem din neamul lui Dumnezeu. Și este drag de noi. Și mereu ne veghează când plecăm, când venim. Nimic nu e la întâmplare. Povesteam atât unor frate, și dacă v-am povestit o dată, fusesem într-o misiune până în Austria, la Viena. Și nu cunoșteam nimic din limba asta, Dumnezeu, din limba germană. Dumnezeu m-a ajutat să ajung cu bine acasă. După ce am ajuns în Arad, primul drum pe care l-am făcut a fost până la piață. Când am ajuns la piață, am oprit mașina, când să ne urcăm înapoi, mașina n-a mai pornit. Se stricase pompița de la combustibil. N-am mai putut să pornesc. Și m-am gândit, Doamne, dar cum le-ai calculat kilometru, kilometru, că zicem psalm că tu numeri pașii vieții mele de pribeag, să nu mi se strice mașina pe drum sau în Austria, cât m-ar fi cheltuit, cât m-ar fi costat să aduc înapoi mașina acasă. Dar Dumnezeu a știut exact când să se strice mașina. Suntem sub ochii și privirea lui Dumnezeu și asta este un privilegiu.
dar este și o mare responsabilitate. Pentru că zice Domnul în pildă, nu cumva să ocupi teritoriul degeaba. Smochinul ăsta de atâta timp îl tot rabd în via mea și n-aduce rod. Taie-l, că nu mă ține umbră degeaba la pământ în via mea. De aceea în seara aceasta avem o invitație pe care ne-o face marele provoitor al lui Dumnezeu, Ioan Botezătorul, om care a plătit cu sânge mărturisirea sa. Știți că lui Ioan Botezătorul i s-a tăiat capul din pricina predicării pe care o ducea în Israel. Și omul acesta zice, când a văzut cum oamenii de tot felul, farisei, saducei, vin să primească botezul lui, le-a zis, pui de năpâr, cine v-a învățat să fugiți de mânia viitoare? Vreau să vă spun, iubiții mei ascultători, că într-o anumită măsură ne asemănăm foarte mult cu oamenii de pe vremea asta. De altfel, tot oameni suntem. Chiar recent citeam, zicea un gânditor român, nimeni n-a putut să scrie despre iubire în cursul istoriei mai bine ca Platon. Înseamnă că n-am progresat cu nimic timp de 2500 de ani. Ne-am dezvoltat, am inventat mașini, avioane, telefoane, internetul. Avem atâta tehnică. Dar din punct de vedere a ființei umane, a modului în care funcționăm noi ca oameni, a reacțiilor pe care le avem vis-a-vis de vorbe, de relații, n-am progresat cu nimic, suntem la fel. Din punctul ăsta de vedere ne asemănăm cu oamenii de aici și anume suntem predispuși să ne amăgim singuri. Și Ioan îi zice, să nu credeți voi că puteți să spuneți în voi înșivă, avem ca tată pe Avram. Că vă spun că Dumnezeu poate din pietrele acestea să ridice fiul al lui Avram. Și ce am descoperit, dragii mei ascultători? Că noi suntem niște ființe care ne măgulim singuri în ochii noștri. Spunea cineva, omul este singura ființă care poate să vadă cu ochii închiși. Ne închidem ochii și o lume întreagă ni se descoperă după ce i-am închis. Lumea imaginației noastre. Și ne imaginăm așa, avem o lume atât de bogată în visele noastre. Seara când ne culcăm sau noaptea când avem somn și ne imaginăm și visăm. Problema este că adesea greșim și diavolul profită de această slăbiciune a ființei umane spre a ne înșela pe domeniul religios. Nu vă înșelați, zice Ioan Botezătorul aici, crezând că voi dacă vă trageți din Avram veți scăpa de mânia lui Dumnezeu. Există și la noi tot felul de cârje din astea pe care ne sprijinim religiozitatea noastră. La un moment dat, de exemplu, în Vechiul Testament zicea un popor, e vorba de evrei, când veneau babilonienii împotriva lor, templul Domnului, templul Domnului, vom fi scăpați dacă ne ascundem în templul Domnului. Și zicea Domnul acolo prin profetul Ieremia acestui națiuni, de ce vă hrăniți cu nădejde înșelătoare, crezând că dacă vă duceți la templu, scăpați de mânia lui Dumnezeu? Citim în Faptele Apostolului, în capitolul 4, că la un moment dat, când apostolii au fost prinși și duși la judecată pentru minunea pe care o făcuseră și provăduirea pe care o făceau în Ierusalim, că s-a ridicat în mijlocul soborului un om, un rabin respectat de toată națiunea, e vorba de Gamaliel pentru înțelepciunea sa, și care a zis ascultătorilor săi, argumentând, zice el aici, știți că nu de mult în Faptele Apostolilor, în capitolul 5, versetul 35, bărbați israeliți, luați seama bine ce aveți de gând să faceți oamenilor acestea, căci nu de mult s-a ivit Teuda, care zicea că el este ceva și la care s-au alipit aproape 400 de bărbați. El a fost omorât și toți cei ce-l urmaseră au fost risipiți și nimiciți. După el s-a ivit Iuda Galileanul pe vremea înscrierii și a tras mult noroc de partea lui. A pierit și el și toți cei ce-l urmaseră au fost risipiți. Este această capacitate a omului de a fi păcălit și înșelat și diavolul a profitat de asta. Și a semănat confuzie în Israel. Înainte ca Iisus Hristos să se ridice
ca învățător, a ridicat astfel de bărbați care au păcălit națiunea. Așa încât oamenii, când s-a ridicat Hristos, au început să-și pună întrebări. Oare El este? Amintiți-vă că chiar și Ioan Botezătorul. La un moment dat s-a întrebat, oare Tu ești Hristosul? Sau să așteptăm pe vreun altul? Și asta este vremea pe care o trăim și noi astăzi, o vreme de confuzie, atâtea mișcări religioase, atâtea biserici, atâtea predicatori. Nu mai știi ce e bine și ce rău, este o formă a diavolului de luptă. Dacă ai reușit să arunci confuzie într-o armată, ai slăbit-o extraordinar de mult. Și asta este modul în care lucrează diavolul și se folosește de uriașa noastră capacitate de a ne fi amăgiți. Dragii mei ascultători, nu vă păcăliți sprijinindu-vă pe tot felul de cârje de felul acesta. Templul Domnului, suntem din Avram, suntem tăiați împrejur, ziceau ei. Suntem moștenitori ai făgăduințelor lui Dumnezeu. Ioan zicea, știți că nu o să scăpați de mânia lui Dumnezeu, știți că voi sunteți scorpi și pui de năpârci. Cum? Domnul i-a numit la un moment dat porci, câini. Vreau în această seară să vedem această invitație pe care o face Ioan aici, Ioan Botezătorul. Pui de năpârci, cine v-a învățat să fugiți de mânia viitoare? Faceți dar roade vrednice de pocăința voastră. Dragii mei ascultători, pe Dumnezeu nu putem să-L păcălim cu cârjele noastre. Că la ei, în cazul lor, purtau mantii pe care erau scrise versete din Sfânta Scriptură. Faptul că făceau rugăciuni la colțurile ulițelor. Faptul că erau tăiați împrejur. Faptul că dădeau zeciuială din izm, din chimen. Care dintre dumneavoastră, când vine primăvara și încep să vă răsară din grădină pătrunjelul, când mergeți și culegeți surorilor fire de pătrunjel, numărați 10 fire, 9 fire și al 10-lea puneți deoparte pentru Dumnezeu. Așa făceau iudeii. Și aveau tot felul de astfel de fapte prin care își motivau neprionirea și se credeau pocăiți. La un moment dat a venit un fariseu din acestea la casa Domnului și a zis, Doamne, îți mulțumesc că eu nu sunt ca ceilalți oameni. Eu postez de 2 ori pe săptămână, eu dau zecioală din toate. Eu nu sunt nici ca vamesul ăsta, ca păcătosul ăsta. Și Domnul îi spune că celălalt păcătos care s-a căit înaintea lui Dumnezeu, ăla s-a întors acasă mântuit, în timp ce ăstălalt a plecat cum a venit, pierdut. Avem și noi amăgirile noastre de unde ne sustragem această liniște, liniștea nebunilor, cum zice în Proverbe, care ne va ucide într-o zi. Doamne, care sunt roadele vrednice de pocăință care dovedesc faptul că un om s-a pocăit? Roadele pe care le caută Dumnezeu în copacul vieții mele. Dacă eu sunt un pom în grădina lui Dumnezeu, ceea ce îl interesează pe Dumnezeu an după an este dacă aduc rod sau nu aduc rod. Care sunt roadele care dovedesc faptul că un om s-a pocăit? Că a pășit pe drumul acesta al pocăinței. Prima dovadă a faptului că un om s-a pocăit sau modul în care începe pocăința unui om, locul de unde începe pocăința unui om, este momentul în care omul acela se vede așa cum este, adică un biet păcătos care are nevoie de mântuire. Nu te amăgi, dragul meu, dacă n-ai trăit această criză, acest moment în care să-ți dai seama că tu ești un pierdut. Dar vreau să știi că această trăire nu înseamnă o mărturisire simplă în fața botezului. Da, cred că Iisus m-a iertat de păcatele mele. Și această trăire, am să vă arăt din Sfintele Scripturi, la toți oamenii lui Dumnezeu a fost trăită într-un mod foarte dureros. Vorbesc acum, primul rând, despre Iov. Un om respectabil în societatea lui. Deci el la un moment dat nu mă mustră conștiința de niciuna din zilele mele. Nu știu să fi păcătuit cu ceva. Îmi va rămâne această mângâiere în toate durerile cu care mă lovește Dumnezeu, că niciodată n-am întristat fața celui preanul. Care dintre voi poate să zică asta? Care poate să se ridice în picioare în seara aceasta să spună că niciodată nu l-am întristat pe Dumnezeu? Așa a spus Iov.
A zis el la un moment dat, n-a trecut niciodată pe lângă casa mea un sărman care să aibă nevoie de ceva și să nu se fi hrănit din pâinea mea și să nu fi împărțit din hainele mele și lui. N-a fost orfan de care să știu și căruia eu să nu-i fiu tată. N-a fost odată o slujnică pe care să o fi nedreptățit, să-i fi oprit plata. Și totuși, omul acesta, tocmai asta este cartea lui Iov, un fel de revoltă față de Dumnezeu. Doamne, dar ești nedrept cu mine. N-am păcătuit nimic și uite ce mi se întâmplă. Și pe asta a mizat diavolul. Știa că Iov îl va blestema în față pe Dumnezeu dacă se comportă așa cu el. Și la sfârșitul cărții lui Iov, Dumnezeu îi îngăduie o întâlnire lui Iov. Să stea de vorbă Iov cu Dumnezeu. Și după ce stă de vorbă cu Dumnezeu și pune Dumnezeu acolo în două capitole întregi niște întrebări lui Iov, Iov zice în capitolul 42, până acum urechea mea a auzit vorbindu-se despre tine, dar acum ochiul meu te-a văzut și acum mi-e scârbă de mine și mă pocăiesc în sac și cenușă. Asta e prima roadă care dovedește pocăința unui om. Nu e vorba de o imagine proastă despre sine, ci e vorba despre o criză în care trebuie să ajungă oricine vrea să capete iertarea lui Dumnezeu. Să aibă o cază, să-i îngăduie Dumnezeu o cază, să se vadă în oglindă cine este. Să-ți dea seama că el este infectat de păcat. Că din punct de vedere genetic purtăm în noi, lipită de firea noastră pământească, păcatul, zice Apostolul Pavel în Romani, în capitolul 8. Știu bine că nimic bun nu locuiește în firea mea pământească. Nimic bun nu locuiește în mine, adică în firea mea pământească. Căci vreau să fac binele, dar răul e lipit de mine. Până ce n-ai ajuns să descoperi asta, că nimic bun nu este în tine, că ești vrednic de moarte, tu n-ai început să rodești. O spun și amintesc cât pot în biserici. Îmi pun întrebări despre botezul unor adolescenți care nici măcar n-au format o imagine despre sine. Dacă acești adolescenți au trăit aceste lupte interioare, această lepădare de sine, acest moment în care, într-un mod foarte sincer și dureros, recunoști că ești ca o stârpitură, zice Apostolul Pavel la un moment dat în Corinteni despre sine, el care era un rabin, care trăise după toate rânduielile Domnului din Vechiul Testament și păzise, zice, legea Domnului, fără prihană eram. Când s-a întâlnit în drum spre Damas cu Domnul Iisus Hristos și a vorbit Domnul și l-a condamnat și a spus că îl prigonește, știi ce spune el în Corinteni, în 1 Corinteni, în capitolul 15? După ce Domnul s-a arătat lui Petru, după ce Domnul s-a arătat ucenicilor, după ce Domnul s-a arătat la peste 500 de frați deodată, după aceea ca unei stârpituri mi s-a arătat și mine, că eu nu sunt vrednic să port numele de apostol, eu sunt vrednic să fiu lepădat, sunt ca ceva respingător. Dar de unde ai dobândit, Pavele, această imagine despre tine? Vă aduc aminte de Petru. Zice Biblia că Simon Petru a cerut Domnul la un moment dat când predica Evanghelia pe țărmul mării, corabia lui Petru. Lasă-mă să mă urc să predic, ascultătorul din corabia ta. Să aibă un amvon de unde să poată să-i vadă pe toți cei care îl îmbulzeau. Și după ce a terminat Domnul de predicat, i-a zis lui Petru, nu, acum slobozește corabia în larg și aruncă mreaja să prinzi pește. Doamne, toată noaptea ne-am trudit și n-am prins nimic. Dar la cuvântul tău o să aruncă mrejile. Și după ce aruncă mrejile și se umplu de pește, așa încât trebuie să cheme și pe prietenii săi cu încă o corabie, ca să preie încărcătura din mreajă, și ambele corăbii se afundau de greutatea de pește pe care au prins-o, Petru se aruncă la picioarele lui Iisus și spune, Doamne, pleacă de la mine, că sunt un om păcătos. Iov, Pavel, Petru, ce aveți? Aici începe pocăința unui om. Momentul în care își dă seama că el este rău, că este infectat de păcat, că păcatul este partea ființei sale. Spune psalmistul în psalmul 119, de n-ar fi fost legea ta, desfătarea mea, aș fi pierit în ticăloșia mea. Știți cine a scris psalmul 119? După toate informațiile pe care le-am, cele mai multe și autentice, ar părea că Ezra
Știți, Ezra a fost mare preot, adică mai marele preoților evreilor. A fost cărturar iscusit în legea Domnului. Își pusese inima să adâncească legile și poruncile Domnului și să învețe apoi pe Israel. Știți că el a inventat sinagogile și a adunat pe evrei în case de închinare în care să se roage lui Dumnezeu, să cânte, să citească legea. Și el zice, știi ce, Doamne, dacă nu mi-ai fi lăsat scriptura asta pe care să o citesc, aș fi pierit că sunt un ticălos. Ce imagine ai despre tine? Am început să ne credem niște mici Dumnezei. Ființa umană este dovedită istoric și psihologic când este eliberată de constrângerile sociale, de ochii publici, de rușinea celorlalți, de presiunea legilor și a pedepsei. Și când are vreun interes, se comportă animalic. De aceea s-a spus în istorie, cine are putere, puterea corupe și puterea absolută, corupe absolut. Oamenii când au ajuns să nu mai dea socoteală de nimeni, au început să se comporte ca demonii. Citiți istoria să vedeți cine suntem. Citiți acum, de exemplu, citesc istoria Ierusalimului. Am trecut recent de momentele care Ierusalimul a fost sub Imperiul Roman. Fiecare din împărații romani, considerați zei, adică cu putere absolută în stat, au fost niște demonizați, niște îndrăciți. Nu se explică altfel crimele pe care le-au făcut, oribile, și cruzimea pe care au dovedit-o. Citiți istoria recentă, secolul trecut, care a dat, cum spunea un gânditor român, măsura întreagă a barbariei umane, cum oamenii s-au omorât unii pe alții. Și când am spus, când omul este liber de constrângerile sociale sau de legi și când are vreun interes, omul nu mai ține cont de nimic. Suntem păcătoși, suntem răi, a zis Domnul Iisus Hristos, voi care sunteți răi, știți să dați daruri bune copilor. Cine ne cunoaște mai bine decât Dumnezeu? Ai avut vreun moment în care să stai sincer cu Dumnezeu și să recunoști că tu ești rău? Că tu ești pierdut? Un moment în care să recunoști că meriți moartea? Dar nu doar o recunoaștere așa publică sau formală, ci o recunoaștere serioasă față de tine însuși și față de propria conștiință, care să te ducă în lacrimi, în căință, să-ți dai seama că ești vrednic de moarte. Asta au trăit toți sfinții lui Dumnezeu. Și asta a zis Ioan Botezătorul, celor care veneau să se boteze, mergeți înapoi și începeți de unde trebuie. Aduceți roadele care să dovedească pocăința voastră. N-ar rost să vă lăudați, zicea Domnul acolo, cu lucruri pe din afară, ca și mormintele zugrăvite frumos pe din afară, dar pe dinăuntru sunt pline de osemintele morților. Gândiți-vă la tâlharul de pe cruce. Unul a început să-l batjocorească pe Mântuitorul și a zis, dacă ești tu Hristosul, dă-te jos de pe cruce și mântuiește-te și pe noi. Celălalt de lângă i-a zis, nu ți-e frică de Dumnezeu? Noi suntem aici pe cruce pentru că merităm, dar omul acesta, neprinitul acesta, n-a făcut niciun rău. Doamne, se întoarce tâlharul spre Iisus, să-ți aduci aminte și de mine când vei veni în împărăția ta. Ce îi spune Domnul? Adevărat îți spun ție, astăzi vei fi cu mine în rai. Dar ce s-a întâmplat în mentalitatea, în inima acestui bărbat? De l-a făcut pe Iisus Hristos să ierte dintr-o dată toate păcatele și să-i dea, să-i rezerve un loc în împărăția lui Dumnezeu. Omul acela a recunoscut acolo în fața tuturor că este vinovat. Noi suntem vinovați, noi ne merităm osânda. Ăsta este primul rod care dovedește pocăința unui om. Și repet, să nu ne păcălim singuri. Suntem foarte ușor de păcălit. De câte ori nu ne măgulim singuri? Hei, tu predici, tu nu ești ca ceilalți. Numai să vii odată la biserică și să vezi în jurul tău, nici prietenul ăla meu nu este nici celălalt. Stă acasă să lucreze, să mai câștige mai mult. Eu sunt mai pocăit ca ei. Îți crește imediat. Te măgulești pe tine însă. Ți-i o zi de post și reușești să o duci cu bine până la capăt și nu te cerți și faci bine ziua aia și seara când vii la biserică deja ai o anumită aur în jurul capului, în ochii tăi personale, deja începi să te crezi cineva. De câte ori
Poate Dumnezeu ne îngăduie un moment de rugăciune deosebit, de părtășie cu Dumnezeu și îl simțim pe Dumnezeu în rugăciune și ceilalți de lângă noi vedem cum se roagă așa formal și zicem, ce pocăiți suntem noi față de El. Suntem așa predispuși de a ne crea o imagine falsă despre noi înșine. Ce a zis Iov? Ce sunt eu? Sunt un pai clătinat de vânt. Sunt un abur care mă ridic puțin tel și apoi pierd. Sunt un om păcătos, a zis David despre sine, psalmul 25. Sunt un ticălos, zice el în psalmul 25. Și asta au recunoscut-o toți oamenii lui Dumnezeu. Până ce n-ai trăit această criză, dragul meu, poate te joci de apocăință. Dar până când nu reușești să te privești în față și să-ți dai seama că ești un om păcătos, să-ți înțelegi măsura și gradul în care ești infectat de păcat și dependența și nevoia ta de Dumnezeu, n-ai cum să începi să aduci roade. Tocmai de aceea depindem de Dumnezeu și avem nevoie de Mântuitor. Și asta este vestea bună într-o astfel de criză, să vină cineva să spună, Alin, Ioan, și cum te mai cheamă? Știi ceva? Știu că ești păcătos. Știu că meriți o sândă. Știu că ai de-a face cu un Dumnezeu mânios, care este gata să te piardă de la fața sa. Dar vreau să știi că am plătit pentru tine, pentru toate păcatele tale. Și am oferit lui Dumnezeu un preț de răscumpărare pentru tine. Mi-am dat sângele ca să fii iertat tu. Am murit eu în locul tău. Ai șansa. Ce a zis Nicodim la un moment dat când Domnul i-a zis, știi, dacă nu se naște cineva din nou, nu poate să vadă în împărăția lui Dumnezeu. Doamne, știi ce, eu atare aș vrea să mai intru înapoi în pântecile mamei mele să mai mă nasc, dar se poate face așa ceva? Se mai poate să încep viața de la zero din nou, de la început, și să o încep altfel, să fiu un alt fel de om născut din nou, adică într-o altă natură? Da, se poate asta, pentru că a plătit Domnul pentru noi și Dumnezeu a hotărât să ne ierte. Știți care este a doua roadă care dovedește pocăința unui om după ce ai trăit criza aceasta? Dacă vine Domnul și se îndură de tine și spune, te iert, își șterg păcatele, știi ce este normal să spui imediat după aceea? Doamne, ce vrei să fac de acum? Doamne, orice mi-ai spune, pe mine nu mă mai interesează cât mă costă. Nu mai mă interesează ce îmi ceri. Știi ce a zis Pavel când s-a întâlnit cu Domnul într-un spre Damasc? Și a strălucit lumina aceea împrejur și i-a zis Domnul, Saule, Saule, pentru ce mă prigonești? Cine ești, Doamne? Eu sunt Iisus pe care îl prigonești. Ar fi greu să arunci cu piciorul înapoi într-un țepuș. Doamne, ce vrei să fac? Au fost 3.000 de oameni care au ascultat predica lui Petru în Fapte, capitolul 2, Faptele Apostolilor, capitolul 2. Acolo Petru le spune clar, ei sunt vinovați că l-au răstignit pe Domnul, s-au lepădat de Mesia, cel pe care Dumnezeu l-a trimis. Când oamenii aceștia au înțeles că de vinovați sunt, că au respins harul pe care Dumnezeu l-a dat, au zis, fraților, ce să faci? A doua dovadă a faptului că un om se pocăiește, omul acela devine disponibil să-L asculte pe Dumnezeu orice i-ar cere. Odată Domnul Iisus Hristos trece prin Ierihon. Era îmbulțit de noroade, ca întotdeauna. Oamenii căutau, fie că mâncau din pâinile pe care le mulțea, fie că beneficiau de vindecările sale, de minunile pe care le făcea, inclusiv învind oameni din morți. Așa că oamenii îl îmbulzeau, cum spuneam. Și la un moment dat, mai marele vameșilor, Zacheu, a vrut să-l vadă și el. Cine e omul ăsta? Se aude așa de multe despre el. Atâtea s-a construit în jurul acestei personalități. Vreau să-l văd și eu. Așa că înainte, în drumul său, s-a urcat într-un dud și aștepta să treacă convoiul în mijlocul căruia era Iisus. Când Domnul Iisus Hristos ajunge sub dudul acela, își ridică privirile în sus și zice, Zacheie, dă-te jos de grabă, astăzi vreau să intru în casa ta. Zacheu se dă, îl primește pe Domnul frumos în casă. Și când Domnul intră în casă, Zacheu zice, Doamne, jumătate din averea mea o dau la săraci. Și dacă am nedreptățit pe cineva cu ceva, îi dau înapoi de 4 ori. Astăzi a intrat mântuirea în casa aceasta, zice Mântuitorul, că și el este un fiu al lui Avram. Dar ce te face, Doamne, să-ți dai seama că omul acesta s-a pocăit? Că s-a mântuit, că a intrat în numărul mântuitorilor și mântuirea a intrat în inima lui.
Pentru că spuneam, mântuirea nu este un act de culp. Pocăința nu este un act de culp pe care să săvârșești, te botezi când ești mic, când ești mare, vii la biserică. Pocăința este ceva care ține de inima ta, de imaginea de sine și de disponibilitatea de a-L asculta pe Dumnezeu. Ce s-a întâmplat cu Zacheu? Zacheu aici. Vameșii erau oamenii care adunau taxele de la... Nu erau vorba de vameșii care stăteau la vamă ca și acum la noi. Ci era vorba de oameni care adunau impozitele de la locuitorii Ierusalimului și a ținuturilor iudei. Și le dădeau romanilor. Pentru că atunci nu erau chitanțe și facturi ca și astăzi. Nu era hârtie. El putea să vină ca vameș acasă la Natale, care, să zic, avea un impozit de 200 de lei, și zicea, trebuie să plătești impozit 250 de lei la stat. 200 de lei îi ducea, el trebuia să dea raportul mai marilor, romanilor, dar 50 de lei îi lămau lui. Putea să iei după tine cât vrea. N-avea niciun mod de a-l combate sau într-un fel să-i stai împotrivă. De aceea Ioan Botezătorul, când a predicat, și au venit vameșii și l-au întrebat, noi ce trebuie să facem ca să ajungem în Împărăția Lui Dumnezeu? Acolo Ioan Botezătorul le-a zis, voi să nu-L cereți mai mult decât ce trebuie. Să fii credincios slujbei tale. Nu ceri de la oameni decât atât cât trebuie să dai statul. Ei, Zacheu și-a dobândit un astfel de renume și toți vameșii erau ispitiți, că care nu este ispitit când e vorba de bani? Dacă poți să găsești un om credincios, zice în Proverbe, cine poate să găsească un om credincios? Ăștia sunt oameni rari. Un om care să știi că e încredințat bani și n-ai nevoie de acte și să știi că ajung unde trebuie, că nu umblă la ei, e mare lucru. Să fii credincios în toate lucrurile. Ei, vameșii aveau astfel de reputație de oameni care profitau de pe spatele poporului. Evident că Zacheu și-a adunat o anumită avuție. Parte din ea și-a adunat-o din astfel de asupriri. A luat pe nedrept. Știi ce spune în lege? Dumnezeu a zis așa, dacă cineva a furat de la cineva, l-a nedetățit pe aproapele său, a furat ceva, să dea înapoi de 4 ori. Ai furat un miel, dai 4 înapoi. Ai furat un cal, dai 4 înapoi. Ai luat plata după o zi a unui om, dai de 4 ori pe atâta. De aceea David, care era și judecător în Israel, când Natan a venit înaintea lui și a zis de omul bogat și omul sărac, omul bogat care a luat mielul și aua săracului, când a venit un musafir, și ce a zis David acolo, omul care a făcut fapta aceasta e vrednic de moarte și să dea înapoi săracului de 4 ori. 4 mii, a procedat după lege. Știți ce mă uimește când citesc despre Zacheu în Luca? Zacheu știa legea lui Dumnezeu. Cunoștea aceste porunci ca orice evreu care mergea la sinagogă, unde se citea legea lui Dumnezeu în fiecare sabat. Dar până în momentul în care Iisus Hristos n-a intrat în casa lui, Zacheu n-a fost dispus să-L asculte pe Dumnezeu. Dar în momentul în care Iisus a intrat în casa, a zis Zacheu, știi ce, Doamne? Pe cine l-am furat, de la cine am luat mai mult, îi dau înapoi de 4 ori, adică respect legea, te ascult pe tine întru totul, gata. Dar cum, Zacheu, că jumătate din avere deja ai zis că dai la săraci? Îți mai rămâne din cealaltă jumătate de avere pe care tu oricum ți-ai adunat-o tot din astfel de câștiguri, mârșave. Îți mai rămâne să acoperi toate de pagubele? Că tu ai dat odată, dar trebuie să dai de 4 ori acum. Nu mă mai interesează. Zacheu n-a mai făcut calcule. El, logicul și raționalul Zacheu, a zis, dacă Iisus a intrat în casa mea, și dacă El m-a numit fiul al lui Avram și mi-a dat dreptul la mântuire, atunci sunt dispus să ascult de Dumnezeu, chiar dacă trece de resursele mele financiare. Ești gata să-L asculți pe Dumnezeu orice ți-ar cere? Asta i-a zis Domnul lui Avram. Avram, ieși din casa ta. A ieșit din casa ta. Ieși din rudenea ta. S-a despărțit și de Lot. Acum, Avram, ia pe fiul tău pe care îl iubește Dumnezeu jertfă. Și Avram se ridică și îl duce pe Isaac pe muntele Moria, în momentul în care Dumnezeu intervine și zice, Avram, ajunge. Până aici am vrut să-mi dovedești că ești dispus să mă asculți. Pentru această ascultare a ta, jur că cu tine fac un legământ,
că te voi binecuvânta, ne-ai spus de mult, și tu, toate semințile pământului vor fi binecuvântate în sămânța ta și tu vei fi numit tatăl tuturor credincioșilor, pentru că ai fost dispus să mă asculți. Vă aduc aminte de tânărul bogat care alargă la mântuitorul și zice: bunle învățător, ce bine să fac ca să moștenesc viața? De ce mă numești bun? Știți că unul singur este bun, Dumnezeu. Dar dacă vrei să intri în viață, păzește poruncile. Care? Păi să nu ucizi, să nu prea curvezi, să nu faci o mărturisire mincinoasă, să citești pe tatăl tău și pe mama ta. Toate astea, zice tânărul, le-am păzit cu strictețe din tinerețea mea, cu grijă din tinerețea mea. Ce mai lipsește? Dacă vrei să fii desăvârșit, du-te, vinde tot ce ai, de la săraci, vei avea o comoară în cer, apoi ia-ți crucea și urmează. Când aud aceste cuvinte, tânărul se întoarce și pleacă mâhnit de la Domnul, întristat de tot. Știi ce? Tânărul ăsta n-a fost dispus să-L asculte pe Iisus. Așa încât Iisus prostește următoarele cuvinte: mai ușor este să intre o cămilă, să treacă o cămilă prin urechea unui ac, decât să ajungă un om bogat în împărăția lui Dumnezeu. Pentru că bogăția te poate împiedica să-L asculți pe Dumnezeu. Și asta l-a împiedicat acolo. Și asta este a doua roadă, dacă vreți, pe care o amintesc în această seară, care dovedește că un om s-a pocăit. Omul acela este dispus să-L asculte pe Dumnezeu. De aceea creștinii au uimit lumea în cursul istoriei, au murit ca martiri. Și au părăsit, dacă a trebuit, avuțiile și bogăția, a renunțat la confort. Și astăzi suntem o mișcare care creăm întrebări oamenilor. Măi, dar oamenii ăștia chiar sunt sănătoși la minte? Să trăiești după cartea asta sfântă și acum secolul 21? Da, că roada care dovedește pocăința unui om este faptul că omul acela este dispus să-L asculte pe Dumnezeu, indiferent cât de tentante ar fi provocările din ziua de astăzi, indiferent cât de mari ar fi presiunile sau prețul pe care mi-l cer această ascultare. În al treilea rând, a treia dovadă care arată că un om s-a pocăit, roadă vrednică de pocăință pe care ne-o cere Sfânta Scriptură aici în cuvântarea lui Ioan Botezătorul. Vă aduc aminte că la un moment dat Domnul Iisus Hristos intră în casa unui fariseu, Simon Leprosul. Un om care a avut privire îndreptate asupra acestui profet, Iisus Hristos. Se ridică în Israel un profet, vindecă bolnavi, predică Evanghelia cum nu mai predică nimeni, adună o mulțime de popoare, de noroade în jurul său. Ia să văd, cine e asta? Te rog, și îl invit într-o zi, hai în casa mea. Să stăm la masă, să vorbim. Acolo când stai la masă, în casă, într-un mediu intim, ai ocazia să cunoști un om. Vorba unui om: dacă vrei să cunoști pe cineva, nu mergi la mormântare. Du-te la nuntă, la masă, la petrecere. Acolo se desconspiră, se descoperă un om cine este. Și în timp ce ședeau acolo la masă, el care, cum spuneam, nutrea anumite întrebări asupra lui și se temea nu cumva să cadă într-o capcană, că v-am spus, înainte de el s-a ridicat Iuda, s-au ridicat alți profeți. Și în timp ce ședea la masă, intră o femeie păcătoasă, merge la picioarele lui Iisus Hristos, începe să plângă, să-i spele picioarele cu lacrimile ei, să le șteargă cu părul capului. Era o femeie stricată, o curvă. Simon începe să judece. Dacă Iisus ăsta ar fi proroc, cum se zice, Duhul lui Dumnezeu ar descoperi că femeia asta e o stricată și nu s-ar lăsa atins de ea. Ei care se fereau de femei stricate, se fereau de leproși, se fereau de vameși, să nu cumva se spurce. Și Domnul se lasă atins de o păcătoasă. Și Domnul îi zice: Simon, hai să zic o poveste. Un cămătar avea doi datornici, unul dator a 500 de lei, unul 50 de lei, n-aveau cu ce să plătească, i-a iertat pe amândoi, că era bun cămătarul. Spune-mi, Simone, care din cei doi îl vor iubi mai mult pe cămătar? Care din cei doi datornici? Păi socotesc că la căruia i s-a iertat mai mult. Bine ai judecat. Numai înainte n-ai judecat bine. Când m-ai judecat pe mine și când ai judecat-o pe femeia asta păcătoasă, acum ați arat cum trebuie judecat. Am intrat în casa ta și nu m-ai sărutat, așa cum așteptam. Era un gest de prețuire.
a celuilalt, când intra în casa ta, să-i dai o sărutare. De aceea Domnul, intrigat de comportamentul lui Iuda în grădină, îi spune: Iudo, cu un sărut îl vinzi tu pe Domnul tău? Adică de ochii oamenilor îmi arăți prețuire, dar de fapt tu mă vinzi. Cu un gest care ar trebui să arate prețuire, ai pervertit acest gest atât de nobil. Și Domnul zice: vezi, nu mi-ai dat sărutare, nu mi-ai dat nici apă să-mi spăl picioarele, așa cum era normal când intrai la ei, la evrei, după ce umblai prin praful de pe drum, nu era asfalt și trotuare cu pavaj ca la noi astăzi, și aveau sandale în picioare, cu picioarele prăfuite, le se dădea un lighean și o slugă le spăla picioarele. Tu nu mi-ai dat apă să-mi spăl picioarele. Adică nu te-ai comportat cu mine ca și cu un musafir de onoare, ci ca și cu un neînsemnat. Dar uite-te la femeia asta. De când a intrat în casă, nu încetează să-mi spele picioarele cu lacrimile ei și să mi le sărute și să mi le șteargă cu părul capului. Știi care-i explicația? Ție ți-am iertat numai 50 de lei, ei am iertat 500. Și pentru că i-am iertat mult, mă iubește mult. Dar ție, dacă te-am iertat puțin, mă iubești puțin. Reacția normală, zice Domnul acolo lui Simon, e dacă ai fost iertat de mult, să-l iubești mult. A treia roadă care dovedește pocăința unui om, unui om care s-a căit și care a fost iertat de Dumnezeu, e faptul că omul acela începe să iubească cu toată inima și cu toată ființa. Nu mai ține cont de norme, nu-și mai măsoară iubirea. El iubește ca și femeia aceasta cu toată rușinea care i s-a făcut acolo între rabinii aceia mândri și îngânfați. Ea iubește pe Domnul. Prin aceasta vor cunoaște toți oamenii că sunteți ucenicii mei, zicea Domnul în Evanghelia după Ioan, în capitolul 15, prin faptul că veți avea dragoste unii față de alții. Noi îl iubim pentru că El ne-a iubit întâi. E normal dacă te-ai pocăit. E normal ca acum să iubești într-un mod exemplar. Și când privesc și vorbesc despre iubire, vreau să vă citesc câteva cuvinte din celebrul capitol din Corinteni 13, 1 Corinteni 13. Citesc chiar de la început, deși mă interesează, de la versetul 4. Chiar dacă aș vorbi în limbi omenești și îngerești, și noi vorbim în limbi că suntem penticostali, botezați de Domnul cu Duhul Sfânt, că așa am avut făgăduința în textul din seara aceasta, că Iisus ne va boteza cu Duhul Sfânt și cu foc. Și dacă n-am dragoste, sunt o aramă sunătoare sau un chimval zângăritor. Și chiar dacă aș avea darul prorociei și în mijlocul nostru se mai aude glasul profetic și noi credem în proroci, cum întreba altă dată Pavel pe împărat: crezi tu, împărat Agripa, în proroci? Știu că crezi. E normal să crezi în proroci. Și la un moment dat zice el: eu sunt în fața ta pentru că cred tot ce a vestit Domnul prin proroci în cursul istoriei. Și Dumnezeu vorbește prin proroci și credem în ei. Și chiar dacă am avea darul prorociei și am cunoaște toate tainele și toată știința, așa încât să vă spun, dragii mei ascultători, secretele din inima voastră, și chiar dacă aș avea toată credința așa încât să mut și munții și n-aș avea dragoste, nu sunt nimic. Că asta e roada pe care așteaptă Dumnezeu un copac. Și chiar dacă mi-aș împărți toată averea pentru hrana săracilor, chiar dacă mi-aș da trupul să fie ars și n-aș avea dragoste, nu-mi folosește la nimic. Dar ce se înțelege prin această dragoste și iubire care trebuie să o dovedim? Ia acum de la versetul 4 să fim atenți. Dragostea este îndelung răbdătoare. Dragostea este plină de bunătate. Dragostea nu pismește. Asta este comportamentul normal al unui părinte cu copiii săi. Vedeți că părinții care își iubesc copiii sunt îndelung răbdători cu ei. Câtă răbdare avem noi cu pruncii? Ce năzbâtii fac, întrebări prostești pun, câtă neștiință este mintea lor. Și cum avem răbdare, lasă că crești, o să înveți și asta, o să înveți și asta, o să te lepești și de asta, cum zice mai jos Pavel, când eram copil, vorbeam ca un copil, gândeam ca un copil, când am făcut o mare, am lepădat ce era copilăresc și părintele are răbdare cu copilul, o să te lepești și de asta și de asta. De ce? Pentru că îl iubește. Este plină de bunătate, câtă bunătate dovedește un părinte față de copilașii săi.
Dragostea nu prismește. Ați văzut vreodată vreun părinte invidios pe copilul său? Ce deștept e copilul meu. Ce invidie am pe el. Ce ciudă mic când e deștept copilașul meu. Îi fuge mintea câtă deșteptățime este în capul lui. Păi n-am fost bun la matematică. De unde știe copilul ăsta așa bine matematică? Ce invidie pe el. Ați văzut vreun părinte așa? Nu. Dacă inima ta e plină de invidie și pismă, e pentru că nu iubești. Dacă n-ai răbdare, e dovadă că nu iubești. Dacă nu ai bunătate, e dovada faptului că inima ta nu e plină de iubire. Tu n-ai început să aduci roada asta dragostei pe care Dumnezeu o caută. Dragostea nu se laudă, nu se umflă de mândrie, niciun părinte nu e arogant cu copiii săi. Nu se poartă necuvincios, nu caută folosul său. Un părinte normal îl interesează binele copilașului său, se sacrifică pentru el, totul adună pentru copii. E normal, zice Apostolul Pavel la un moment dat, ca părinții să agonisească pentru copii și nu copiii pentru părinți. Nu se mânie, nu se gândește la rău, nu se bucură de nelegiuire. Care dintre voi v-ați bucurat când copilul vostru a făcut vreo prostie? Niciun părinte, că își iubește copilul. Acoperă totul, crede totul, nădăjduiește totul, suferă totul. Asta înseamnă să iubești. Dacă nu sunt aceste lucruri înăuntrul tău, e de fapt că nu iubești. Ținta poruncii, zice Apostolul Pavel în Timotei, în capitolul 1, versetul 5, este dragostea care vine într-o inimă curată, dintr-un cuget bun și dintr-o credință neprefăcută. Unii, fiindcă s-au abătut de la aceste lucruri, au rătăcit și s-au apucat de flecării. Pentru că esența poruncilor lui Dumnezeu este iubirea. Și dacă încep să, zice în Proverbe la un moment dat Solomon, dacă învățăturile încep să te depărteze de învățăturile înțelepte, încetează să mai asculți. Dacă auzi pe vreun predicator și îți dai seama că după ce l-auzi, tu te depărtezi de la calea Domnului, nu-l mai asculta. Acum vă spun la fel, dacă simți că ceva te îndepărtează de această roadă a iubirii, de această țintă a dragostei, nu-l mai asculta. Unii au boala cercetărilor fără rost. Unii din dorința lor de a cunoaște, zice Apostolul Pavel, că cunoștința îngânfă pe când dragostea zidește. În dorința lor de cunoaște devin invidioși și certăreți. Dacă n-ai capacitatea de a suporta pe cel care e de o părere diferită de a ta, nu mai studia. Iubește-l. E mai important să-l iubești decât să știi. Caută în toate, zice Pavel, dragostea, așa spune capitolul 14, urmăriți dragostea, umblați după asta. Nici pe departe nu vă învăț să nu studiați. Eu sunt unul care iubesc cunoștința. Și vă învăț și vă îndemn să studiați și să căutăm și avem nevoie de oameni care să aibă darul învățării de la Dumnezeu, să învețe pe alții. Dar dacă simți că cunoștința te îngânfă, că te duce la dezbinare, că vorba unui frate, ce ne ține la oaltă, fraților, doctrina sau dragostea frățească? Dacă ne ține doctrina, vai de noi! Ne rupem bisericile și ne împărțim după cele mai mici diferențe de doctrină și de înțelegere a textului. Dar dacă ne ține dragostea frățească, asta este roada care dovedește că ne-am întors la Dumnezeu și ne-am pocăit. Și asta este ținta poruncilor lui Dumnezeu. În al patrulea rând, a patra roadă, și cu asta voi încheia, care dovedește că un om s-a pocăit și care nu poate fi imitată. Vedeți că psihologia, societatea ne învață să ne respectăm. Păi dacă nimeni nu, dacă tu nu te respecti, cine să te respecte? Dacă să-ți construiești o imagine pozitivă despre tine, să gândești pozitiv, să-ți crești stima de sine. Nu sunt împotriva sfaturilor psihologice. Nu îndemn ca cuiva să-i fie rușine de sine, Doamne ferește. Trebuie să fim mândri că ne-a creat Dumnezeu, că funcționăm într-un chip minunat, mai perfect decât orice organism de pe planeta asta, că suntem coroana creațiunii lui Dumnezeu, în care Dumnezeu a investit cel mai mult. Nu spun că trebuie să ne fie rușine de noi, ci spun că trebuie să avem o imagine corectă. Suntem niște ființe căzute în păcat. Suntem
vrednice de pedeapsa lui Dumnezeu. Psihologia ne învață să ne iubim pe noi înșine, să căutăm interesul nostru, asta ne învață societatea noastră. Ce mai porunci lui Dumnezeu și cartea aia veche? Uitați-vă ce loc are creștinismul în Europa astăzi. Este o filozofie depășită. Un opiu pentru popoare. Un jug aruncat de preoți și de oameni religioși ca să subjuge masele. Asta este opinia publică despre scriptură și despre religie. Aceste roade nu pot fi imitate decât de cel care s-a întâlnit cu Dumnezeu, căreia Dumnezeu i-a deschis ochii să vadă și care i-a tras spre Dumnezeu, omul acela se recunoaște. Omul acela este dispus să-L asculte pe Dumnezeu, omul acela începe să iubească ca Dumnezeu. Și în al patrulea rând, dovada care arată că un om s-a pocăit este că omul acela începe un război împotriva proprii sale firi pământești. O luptă care duce până la omorârea firii pământești, zice Apostolul Pavel, omorâți dar mădularele voastre care sunt pe pământ, sunt ale mele. Curvia, lăcomia, închinarea la idoli și așa mai departe, tot ce ține de firea pământească, astea fac parte din mine. Eu sunt o ființă lacomă. Eu sunt o ființă predispusă la închinări false, să mă închin la idoli. Inima mea se atașează ușor de lucruri, de obiecte, de oameni, de idoli. Eu trebuie să le omor. Deci Apostolul Pavel, am fost răstignit împreună cu Hristos și trăiesc, dar nu mai trăiesc eu. Am renunțat la mine. Zice tot el în Galateni, în capitolul 5, acolo la sfârșit, mi se pare penultimul verset, antepenultimul verset. Cei ce sunt al lui Hristos și-au răstignit firea pământească împreună cu patimile și cu poftele ei și le-au pus pe cruce. A zis Domnul Iisus Hristos în Evanghelia după Luca, în capitolul 9, dacă vrea cineva să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea în fiecare zi și să mă urmeze. Adică, de ce am nevoie de cruce în fiecare zi? Crucea este obiectul unde se răstignește cineva. Obiectul pe care se moare. Domnul zice, dacă vrea cineva să ajungă unde ajung eu, să vină după mine, trebuie să aibă în fiecare zi un obiect pe care să se răstignească. Mergi pe stradă și scoate diavolul vreo reclamă provocatoare, vreo femeie îmbrăcată provocator în față, ca bărbat. Ai nevoie de cruce, să te pui pe cruce. Nu mi-am oprit ochii asupra unei fecioare, zice Iov în carte, s-am făcut legământ cu ochii mei, o înțelegere, să nu se zăbovească. Treci pe lângă un birt și simți mirosul pentru cei care au fost dependenți de astfel de băutură și simți un vulcan lăuntric care pornește pofta în tine. Ai nevoie de cruce să te răstignești. Te duci acasă și cineva îți încalcă vreun drept sau îți face vreo pagubă și imediat simți cum ești gata să răbunească în mânia, că ești bărbat sau și femeie, oricine fie, suntem în firea pământească. Cineva te supără, spune o vorbă aspră, vorba aspră ță-ță mânia, zice în proverbe. Și ești gata să răbunești. Ai nevoie de cruce să te răstignești. Le povesteam recent unor frați că într-o zi din săptămâna trecută, cineva a parcat mașina în spatele meu așa încât să nu pot ieși. Eram acasă, m-am uitat pe fereastră și am văzut. Nu trebuia să plec nicăieri în ziua aceea, mulțumim Domnului că nu trebuie să plec. Dar m-am ispitit. Ce om nesimțit, trebuie să chem poliția, ce să-i fac? Dar el nu se gândește dacă apare o urgență, un copil, se întâmplă un accident. Câte nu se pot întâmpla și trebuie să fug repede cu el la spital. Atârnă viața poate de câteva secunde, uneori. Asta parchează așa, ca... cum este civilizația noastră, Doamne, iartă-ne. Că am ajuns de când avem și noi tot mai multe mașini și acces la asta, numai că n-am împrumutat și cultură și civilizație, să parcăm pe oriunde. Și în mijlocul intersecției am văzut, parcând mașini. Și trebuie să aștepți tu și să-ți ceri tu iertare că l-ai claxonat să se tragă. Sau că l-ai făcut cu farul. Asta este civilizația la care am ajuns. Și am început să fierb înăuntru meu așa și să macin tot felul de gânduri. Când am simțit vocea Duhului Sfânt care îmi spune, ți se cere să îmbrățișezi cu dragoste pe dușmanii tăi. Poți să-l iubești pe omul ăsta? Eu ți-am îngăduit să parcheze și a stat câteva ori. Am plecat la lucru, lucram aproape, am venit înapoi, era tot acolo parcată mașina. Și ți-am îngăduit această încercare ca să vezi cât de slab ești.
Că nu poți să iubești pe cel care nici măcar nu ți-a făcut rău, numai un presupus rău, că nu mi-a făcut rău pentru că n-am avut nevoie de mașină ziua aceea. Numai un presupus rău ți-ar fi făcut. Dar apoi dacă ți-ar fi luat ceva. E un test pentru noi, suntem așa de răi. Avem nevoie de cruce unde să ne răstignim. Zice Apostolul Pavel în Corinteni, în 2 Corinteni, în capitolul 5, versetul 15. El a murit pentru toți, pentru ca cei ce trăiesc să nu mai trăiască pentru ei înșiși, ci pentru cel ce a murit și a înviat pentru ei. Sau spune Apostolul în Romani, în Efeseni, în capitolul 4, voi nu l-ați învățat așa pe Hristos, dacă cel puțin ați fost învățați cu privire la felul vostru de viață din trecut, să vă dezbrăcați de omul cel vechi, care se strică după poftele înșelătoare și să vă îmbrăcați cu omul cel nou, este datoria noastră, este dovada pocăinței unui om, el se dezbracă de omul pământesc și se îmbracă cu cel duhovnicesc. Și pentru asta am nevoie de cruce să mă răstignesc. Tu ai pornit un astfel de război împotriva firii tale pământești. Zice Pavel, eu mă port aspru cu trupul meu și îl țin în stăpânire ca nu cumva după ce am predicat altora, eu însumi să fiu lepădat. Cum te comporți cu tine însuți? E o roadă care nu poate fi imitată. Botezul e doar un simbol al acestor lucruri. Cum spunea Apostolul Petru în epistola sa, că această icoană preîncăpuitoare vă mântuiește acum pe noi, pe voi, și anume botezul, care nu este o curățire din ținăciunile trupești. Să nu creadă cineva că la botez se iartă păcatele. Nu este o curățire din ținăciunile trupești, ci mărturia unui cuget curat pe care l-ai primit de la Dumnezeu. Adică înainte de botez, tu trebuie să fii trăit experiența acelei stări în care îți dai seama de păcătoșenia ta, îți ceri iertare, simți liberarea lui Hristos, a sângelui său care te iartă de toate păcatele tale și vii în fața noastră, a publicului, să te botezi ca un om curat, deja spălat de păcatele tale, curățit și depui mărturie că cugetul tău a fost sfințit de sângele lui Hristos care s-a adus jertfă o singură dată, cum spune Romani, în Evrei, că dacă sângele unei vaci poate să curățească pe cei întâlnească, atât mai mult sângele lui Hristos poate să ne curățească cugetul. Și ce se întâmplă după aceea? După aceea te înmormântăm. Când cufundăm oamenii în botez, zice Apostolul Pavel în Romani, că botezul este cei care ne-am botezat, am fost îngropați împreună cu Hristos. Adică ai dovedit și ai mărturisit public că tu ai murit. Și ca dovada a faptului că ai murit, accepți să fii înmormântat. Te mormântăm în apă și după aceea te ridici din nou. Este ridicat din nou omul care se botează, pentru că cei care au fost botezați au fost îngropați ca să învie împreună cu Hristos la o viață nouă. Cele vechi s-au dus, toate lucrurile s-au făcut noi. De acum înainte începi să trăiești o viață nouă. Nu mai ești cel care ai fost, mădurarele tale nu mai sunt ale tale. Dați-vă pe voi și vă lui Dumnezeu ca vii din morți cum erați și nu mai dați mădurarele voastre în slujba păcatului. Zice Apostolul Pavel în Romani, ce să ne dăm cu totul lui Dumnezeu. Te întreb încă o dată. Omul este foarte dispus să fie mințit. Tu ai scăpat de mânia lui Dumnezeu. Cine te-a învățat să fugi de mânia lui Dumnezeu prin tot felul de ritualuri și simboluri? Singurul lucru pe care îl acceptă Dumnezeu din partea omului este să ducă fapte vrednice de pocăința lui. Asta începe cu o criză. Nu te mai preferi pe tine însuți. Apoi, devii dispus să-L asculți pe Dumnezeu. Apoi, începi să iubești necondiționat pe toți. Iubești pe frați și împreună cu iubirea de frați, iubirea față de toți oamenii. Și apoi începi un război împotriva firii tale pământești, pentru ca într-o zi Dumnezeu să te poată primi ca un rod binecuvântat, adunat de Domnul în grânarele sale. Știți ce, dragii mei, să știți că mai este loc în hambare și Dumnezeu încă n-a început culesul. Depinde de momentul culesului dacă vei fi între neghină sau grâu și depinde și de seara aceasta, de decizia dumitale. De aceea vă invit să vă ridicați cu toți în picioare și având în vedere cuvintele care au fost rostite și seara aceasta de părtășie, să ne rugăm lui Dumnezeu atât pentru prietenii casei Domnului, Dumnezeu să-i cerceteze,
să facă cuvintele să pătrundă acolo unde nu pot pătrunde logica și argumentele noastre, să cerceteze Dumnezeu inimile împietrite, dar să aibă în vedere Dumnezeu și pe noi cei credincioși, care încă n-am ajuns să aducem roada cuvenită de Dumnezeu, le avem numai pe cele din tâi roade ale noastre. Dumnezeu să ne ajute și ajungem la desăvârșire, să iubim pe frați, să iubim și pe dușmani și să trăim cu sfințenie în toate zilele care ne sunt rânduite pe pământ. Cu toții să ne rugăm Domnului.